puteți să vă țineți de mânuță și să mergeți. În stânga. Dar pe trotuar, da? Acolo, pe pătrățele. Cucuc! E cucuc! Băiețel cu minte! Cucuc! Da, mă așteptați și pe mine, da? Ne-am trezit și am ieșit puțin să mergem la piață să cumpărăm banane, pentru că s-a târzit copiii de dimineață că vor banane și nu mai am nicio banană. Și oricum o să mergem la Kaufland joi, adică mâine. Dar pentru azi și mâine am zis că mergem să luăm niște banane, să mai luăm niște pâine și așa mai luăm și o gură de aer, pentru că s-au plictisit în casă. Și avem voie să ieșim la plimbare. Foarte urât cine a făcut treaba asta. Hai, nu are voie. Hai, mergeți mai departe. Păi da, au strâns rahatul de la câine și au lăsat punga lângă stâlp. Foarte urât. Ce faci, Daniel? Tu ești la floricele? Da. Te mai sunt și acolo alte mămici cu copilași. Am luat și noi niște chifle, bineînțeles cozonac pentru copii și nu mai au răbdare până acasă. Și am luat niște fructe. Mami. Da, și ți-ai pus mașinuța acolo? Bravo! Deci este foarte cald. Foarte cald, m-am încălzit tare de tot. Și copiii și-au dat jos gecuțele. Bine, la umbră încă este răcoare, la umbră, dar la soare este foarte, foarte cald. Copilașii dorm, toți trei. Cei mari au adormit foarte greu, foarte greu. A trebuit să le spun de o grămadă de ori să adormă. Și era vorba că le schimb foile cu buline acum mai mult timp. Și le-am comandat niște jucării, Daniel. Și le-a ales pe astea, și-a ales așa un set de mașinuțe de poliție, dar cred că din mai multe țări sau nu știu exact care-i treaba cu ele, dar ideea este că toate sunt mașini de poliție și a vrut el mașinuțe de astea. Îi plac foarte mult mașinuțele de metal, chiar dacă are deja câteva zeci de astfel de mașinuțe, tot îi plac foarte mult și el și le-a ales. Melissa era cam nehotărâtă. Nu știa ce ar vrea, ce i-ar plăcea și și-a ales câteva jucării, dar toate erau peste 100 de euro. Ori bugetul este de maxim 15 euro de căciulă. Așa că i-am spus că o să fie o surpriză și comand eu ceva. Și am comandat o cutiuță muzicală. O să o desfacă ea și o să o vedeți puțin mai încolo. Este o cutiuță muzicală cu o balerină care se învârte. Deschizi capacul și se învârte balerina acolo. Și mi s-a părut așa foarte drăguț și mai potrivit pentru fetițe. Acum sper să nu iasă cu ceartă, să vrea și Daniel balerina și Melissa mașini. Că de obicei așa se întâmplă. Dar și vreau să le și împachetez
să le împachetez așa frumos ca să fie mai interesant când o să le desfacă. Și după aia aș vrea să filmez ceva. Am tot încercat și ieri, dar parcă nu mi iese așa, nu, mi se pune așa câte un gât, un nod în gât și nu reușesc să exprim ceea ce vreau și o să mai încerc și astăzi să fac filmulețul respectiv pentru canalul principal, să vedem, poate astăzi o să reușesc să-mi formulez mai bine ideile. Și trebuie să profit de timpul ăsta, de o oră maxim cât am la dispoziție, în care dorm toți, pentru că după aia s-ar putea să înceapă să se trezească. Probabil Felix primul și după aia ei, nu știu, vedem. Dar da, asta vreau să fac acum și mă bucur că au ajuns, abia aștept să le dau. Ei nu știu încă, adică știu că le-am comandat, dar nu știu când o să ajungă. Și se pare că au ajuns destul de repede, deși termenul de livrare mi-au zis că o să fie undeva săptămâna viitoare, adică la vreo 7-8 zile, ceva de genul ăsta, lucruri care nu prea se întâmpla. Și se pare că au ajuns mai repede, le-am comandat, cred că luni și azi miercuri. Parcă luni le-am comandat, ieri sigur, nu. Deci luni le-am comandat, 2 zile, e ok. În fine, haideți că le împachetez. V-ați trezit? Daniel? Daniel? Ia uite-te și tu cu fățuca ta mică și șifonată. Ia să vedem cum arăți când te trezești. Și Melisuca e șifonată. Ați dormit bine? Daniel? Am un cadou pentru voi. Care? E, ai auzit de cadou? Ia vină un cacet. Ia vină un cacet. N-ai? Am câte o surpriză pentru voi. Vrei și tu cadou? Vrei? Ai transpirat? Ce moacă ciufulit ai! Ce-mi place de fățuca ta când te trezești? Și de fățuca ta când te trezești? De fățuca ta când te trezești? Deci, ați fost cu minți? Da. Sigur? Da. Meritați câte un cadou? Da? Și o să mai fiți cu minți toată ziua? Da. Și mâine? Da. Și poi mâine? Și poi mâine. Mâine după mâine. Mâine după mâine. O să fiți cu minți? Da. Nu o să mă mai supărați niciodată? Îmi dați câte un pupicel? Da. Și acum să zic, nu am niciun cadou. Oare am sau nu am? Ce părere ai? Ce părere ai? Ce părere ai? Ia, haideți să vă dau cadourile. Hai că trebuie să-l luăm și pe Felix. Ia stați, mergeți sus, că o să aducă mami cadourile sus ca să le iau și pe Felix să nu rămână singur el. Și mergeți sus frumos și mami vă duce cadourile, da? Să vă pregătiți. Sufletește. Și o să-i dăm aici jucării lui Felix. Și acum să vedem cadourile voastre. Aia meu. Păi care crezi că e al tău? Nu știu. Nu, invers. Ăla e pentru Melissa și ăsta e pentru tine. Ia, așa. Ia să vedem. Hai, ce crezi că e înăuntru? Mașini? Hai, desfă și tu să vedem ce ai tu acolo înăuntru. Am văzut ceva schis acolo. Să vezi, am stat. Ai nevoie de ajutor, Daniel? Da. Vrei să te ajut? Uite, trebuie să rupem așa. Hai, desfă-l și tu, că sunt curioasă dacă îți place. Îți plac? Ți-am zis că e mașină nouă. Îți plac mașinuțele? Nu vreau să deschid. Păi deschide să vă, nu ești curioasă să vezi ce e înăuntru. Exact ca mine, nu știu dacă mai țineți minte. Nu știu dacă mai țineți minte, acum vreo câțiva ani, când a fost ziua mea și am primit niște cadouri, cred că le-am deschis după vreo 3 zile. De ce nu mi-ai dat atunci? De ce nu-ți deschizi? Nu vrei să vezi ce e acolo?
Eu sunt curioasă dacă îți place. Vrei să le desfacem de aici din cutie? Dar nu vrei să le păstrezi așa? Unde cutie? Mami, Daniela, le fac multe mașini, nu știu dacă mai are loc. Are multe mașini? Felix e cam nemulțumit acolo. Uite, scoate toate. Mașini de poliție. Hai, Melissa, deschide, că toată lumea așteaptă să-ți deschizi cadoul. Unde trebuie să deschizi? Îți plac? Unde trebuie să deschizi? Nu, știu unde vrei, nu știu, că așa. Uite aici. Asta. Nu știi ce e? Hai să desfacem, să vedem ce e. Ia ține. Uite, în primul rând, stai să arăt, uite aici. Aici ai un sertăraș care se scoate așa, să-ți pui acolo niște lucruri mici. Și asta se ridică și a ridică tu. Tu smesne. Ce asta? Este o balerină. O să fii smesne. Îți place? Și ce poate să pun aici? Lucruri micuțe. Și aici o dată. Îți place cadoul tău? Ce se închide? Se închide. Îți place cadoul? Ești bucuroasă? Când cineva aici? S-a închis. Lăsa aici. Ești bucuroasă de cadoul pe care l-ai primit? Îți place ce surpriză ți-am făcut? Da. Îmi credeam că aici o fericire multe. Unde o pun? Unde vrei tu? Mam, tu ce are tale o mașinuță? Ai fi vrut și tu mașinuțe? Nu, îi spun că nu ție. Că l-am făcut, că n-am fost... Făcut până apoi în hatonașă. Ce te duce de făcut? Nu, nu-ți place? Vrei să-l trimitem înapoi și să luăm alt cadou? Vrei să trimitem înapoi și să luăm alt cadou? Da. Nu vrei cadou ăsta? Îți dorește altceva? Mm-mm. Vrei cadou ăsta? Deci nu reușesc să-mi dau seama dacă îi place sau nu-i place. Îți place, mami? Zic, dacă vrei putem să-l trimitem înapoi pe ăsta și să-ți luăm alt cadou. Uite, s-au sărut. S-a oprit. Trebuie să mai tare și ea. Ca să mai meargă, trebuie să întorci aici cheița. Și acum dacă deschizi... Deci, vrei să-l trimitem înapoi și să-ți alegi alt cadou? Uite-te la mine, Melissa. Fii puțin atentă și spune, vrei să păstrezi cadoul ăsta sau vrei să cumpărăm altul? Să-l trimitem pe ăsta înapoi și să-ți alegi altul. Asta. Rămâne ăsta? De ce-ți place? Na, bine. Înseamnă că nici ea nu știe să-și manifeste bucuria exact așa cum o fac și eu. Adică de multe ori îmi place un lucru, dar dacă te uiți la fața mea, ai impresia că nu-mi place. Hai, cum îl faci pe Felix să râdă? Râdem în bani.
Ce ai adus acolo? Pampers? Da. Câți pampers ai adus? Câți ai adus acolo? Unu? Doi. Doi? Da, ți-e trebuie doi pampers? Da. Da? Unde punem? Unul la funduleț și unul unde? Unul pe cap. Unul pe cap? Vrei să-i punem pe cap un pampers? În loc de căciulă? Vrei. Sau unul îi dăm Melisei? Vrei? Eu nu am pampers. Și nici nu-ți trebuie? Ce faci? Uite ce am eu aici. Ce ai acolo? Îți place? Da. Aici am un balerină. Balerină? Balerină, am zis. Și ce face balerina? Vezi, uite când am pind, da? Unde? Acolo învârți de cheiță ca să se învârtă balerina? Ce de ce dai din picioare? Ce de ce dai din picioare? Ce de ce dai din picioare? Hai, ți-ai pierdut mașinuța? Hai, vino să te schimb și pe tine. Mami, și tu ai voie să uiți. Și eu am voie să mă uit la balerina ta? Da. Ups. Uite și mami acolo cu telefonul. Ce fețe scoate oglinda. Asta e pink. Da. Mami, să duci asta în jos. Să duci asta în jos. Poftim. E foarte frumoasă balerina ta. Știi tu balerina? Știi tu balerin? Un balerin ești tu? Un balerin? Un balerin? Un balerin? Gata, s-a terminat? Da. Vezi, eu pun odată muzicuță, da? 7. Deci, Daniel a tras aici de la această brioșă, la brioșă, asta. De la dovlecel la dovlecel și acum trebuie să tragi de la căpșunică. Unde e? Ia să vedem. Perfect! Și mai ai aici portocală sau ce e acolo? Unde trebuie să o tragi? Nu la cruz. Unde trebuie să tragi portocala? Lasă-l că își dă și el seama. Unde tragi? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vezi? Uite, mami, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, te-ai încurcat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super! 7. Tata! Perfect! Bravo, Daniel! Pentru asta e oblină verde. Și eu? Păi termină-și tu și primești și tu. Oricum, asta schimbăm foile. 1, 2, 3, 4, 5! 5! Și o să vedem care e 5. Asta care o despărți. Pe care o dezlipești tu? Aia e 5, bravo! Lipește acolo. Super! Și acum colorează-le, da. Alea sunt pentru Melisa, că ea trebuie să-l mere. Tu poți să le colorezi pe astea. Vrei să-ți dau știe să lipești? Nu. Hai că te aduce știe mama niște sticăre să le lipești. Mami, dai. Super. Felix, tu vrei să lipești ceva? Nu. Nu, tu te-ai plictisit. Dime dacă să le iau, uite. Vrei să dezlipești 2 și să dezlipești 8 din greșeală, nu? Poftim. Mami! Da, foarte frumos ai făcut. Stai așa, să vedem ce mai dăm lui Felix. Că mai trebuie să stea puțin treaz. După care ne pregătim de somn. Ia, ce-a primit băiat aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vrei și tu altceva? Da. Vrei să lipești? Da, lasă-mi pentru mâine.
Trebuie să vezi să numeri. Dacă vrei, ți-ți aduce mami alte sticăre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ia mai număr o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bravo! Și acolo câte ai? Ultimele. Încă trei. Deci, am văzut, cum cheam pe asta? A terminat mătălirele. Bravo! Și-a făcut Melissa corect exercițiile. Să vedem următoarea foaie. Aici trebuie să numeri, să vezi câte sunt și să alegi cifra corectă. Și cu ce vrei să fac? Uite, poți să încercuiești, dar trebuie să îți alegi o culoare care să se vadă. Pink? Nu. Cred că trebuie să fie roșu, că roșu se vede bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Și care-i 7? 7. Care-i 7? Acolo e 7? Da. Ești sigură? Da. Era să greșești. Nu? Da, hai, fă. Perfect. Mai jos? Ia mai numără. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Și care e 5? Da. Ce s-a acolo, broscuțe? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? 6, da. De aici, 2, 2, 5, 5, da, da. Bravo, ce repede a terminat Melissa, super. Eu credeam că asta de tip pentru Daniel și asta pentru mine. Da? Că Daniel încă nu știe să numere. Doar eu pot. Da, doar tu. Foarte bine, pa, pa, bravo. Știi și tu să numeri? Da. Ia zi, 1, 5, 2, 5, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce? Nu a numărat. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Că și 10 dacă nu am mai așa de... Cu mai mult n-ai 10 degete. Ia numărurile încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai văzut că ai 10 degete? Da, da. Umblei și tu? Am n-am făcut ceva. Melissa? Nu mai poți să strângi jucăriile? Nici tu nu mai poți? Dar de ce nu mai poți? Melissa, tu de ce nu mai poți să-ți strângi jucăriile? Ai obosit? Ai obosit și tu, Daniel? Da. Și restul cine o să le strângă? Mama. Mama? Da. Păi da, și eu am obosit. Hai că mă arunc și eu pe spate, că am obosit. Iar vii cu Rina Balerina? Balalina. Rina Balerina. Așa de mult îți place. Deci, până la urmă, cine strânge restul jucăriilor? Uite și eu ce taluți. Păi n-ai pus nimic. Cred
la mine. Și tu ți arăți mașinile noi? Da. Le-ai pe toate? Câte sunt? 5. Păi e balerină și altă treabă n-are. Balerină se învăț? Da. Mami! Da, e foarte frumoasă. Și am văzut odată una din asta. Da? Dar nu e din asta, e altă. Mami! Dar are trei fetale. Și aici tot se deschide, dar nu are din asta. Mami, uiu. Și nu are balerină, acolo punem doar clame. Deci câte sunt, Daniel? 5. 1, 2, 3. Lasă-l pe Daniel să numere. 1. E numără de la început. Numără de la început. 1, 2, 3, 4, 5. I-am zis până atunci. Hei. Vrei tu să numeri? Păi ai numărat și tu. Nu? Hei, nu vă mai supărați, nu vă mai certați, că nu doarme niciunul cu mine în seara asta. Eu. Tu, dar tu ești prea obosită, nu cred că mai poți să vii să dormi la mine în cameră. Da. Mai ales că nici jucăriile nu sunt strânse, nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Vreau. Hai. Vreau. Dacă sunt jucăriile, dormiți la mine. Nu apare nimic? Ia, dă un pic la mine. Nu de să vedem. Da. O rachită. Aici am zgălit Daniel și nu știu cum să se mai vadă mare lucru. Stai un pic, ia mânuța. E o mașină care a căzut. E pe asta? Ăsta mic? Sau ăsta? Păi asta mare de aici a căzut, uite ce a apărut. Uite ce care. Asta lăde, nu are voie să lăde. Ia, mai dăm vagina. Să vedem ce apare și aici. Vrei să vedem ce apare? Hai să vedem ce o să apară. E trist? Poți să alegi cartea mea, asta? N-ai! Poți să alegi a mea? Păi am arătat-o, mamica ta. Nu! Uite! Nu! E foarte frumoasă. Uite ce e înăuntru! Uite ce e înăuntru! Ce-ai băgat, o mașinuță? Nu sunt balerini. Rina, balerina? Balerina! Balerini! Nu se mai închide. Uite ce a apărut Daniel aici. Ce? A apărut o mașinuță. Tractor. Nu vede bine. Uite, nu vede bine. Păi nu o vede. De ce? Că probabil e o mașină bătrână. Ce? Da. Ce? Îți place? Ce? E tristă? Da, probabil. Gata, hai să ne pregătim de somn. Mai colorăm și mâine. Aproape am colorat toată cartea. Gata? Mai avem? Da. Păi mai facem și mâine. Păi nu mai are creionul vârf. Trebuie să-l ascuțim. Pa! Nu mai merge? Uite, se vânde balerini. Ce? Vreți să zic cum am închis, da? Cum o închizi ea? Uite, apăși pe buton, apăși, atunci merge în loc. Asta este acela și mic. În care ce poți să pui? Niște poze sau altceva? Ce? Ce? Eu, Daniel? Ei, Daniel, lasă că o să-ți iau și ție o carte pentru fetițe, care se colorează tot așa. E trist? Păi e trist că e somn, hai să ne băgăm la nani. Nu știu ce mai apare ceva.
Hai, ne băgăm la somn? Da. E somn, mami, e somn, de-aia e așa. Uite că îi se închid ochii. De oboseală. Asta sau asta? Cred că și la unul și la altul. Uite un papucei. Mm. Aici poate să punem papucei? Da. Da, mici, de păpușă. Ce? Gata, o să încheiem acum filmulețul. Mai trebuie să ne schimbăm în pijamale. Mami. Dar... Mami! A întrebat Melissa de ce la noi e noapte și am zis că la noi e noapte pentru că în America e zi. Da, ai mașinuță. Toată lumea știe că ai primit mașinuțe. Și Melissa a zis că vrea să fie... Închide un pic. Vrea să fie toată ziua la noi zi. Și cum ai zis să fie în America? Și în America să fie toată ziua noapte. Da, bravo, foarte frumos. Deci în America trebuie să fie toată ziua noapte. Cam atât în acest filmuleț, dragilor. Vă mulțumim tare, tare mult pentru vizionare. Vă pupăm. Mama. Și să ne vedem sănătoși, sănătoase. În filmulețul. Mama. Da, bravo, super. Tata, mama. Minunat. Mami închide. Pa, da, mami închide, facem pa. Pa. Și Melissa face pa și toți trei facem pa, dar nu mi-e cap pe mâna. Da. Da.